Primarul Sucevei Ion Lungu a primit luni seară, în cadrul Galei Asociației Municipiilor din România, premiul Excelență în Iluminat Public și Eficiență Energetică pentru municipiul Suceava. Municipalitatea suceveană a fost premiată pentru proiectul implementat cu fonduri elvețiene pentru managementul modern și eficient al iluminatului public în municipiu. Astfel, acest proiect a presupus montarea unui număr de peste 4.000 de corpuri de iluminat tip LED pentru iluminatul public în municipiu. Totodată, din economiile rezultate la acest proiect, se montează 9.221 de corpuri de iluminate de tip LED în 22 de unități școlare din municipiu. Desfășurate sub înaltul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis, cea de-a doua ediție a Galei Asociației Municipiilor din România și-a propus premierea performanței în 10 domenii de interes pentru administrația locală.